Ca urmare a tragediei de la rafineria Petromidia, Inspectoratul Teritorial de Muncă face verificări pentru a se stabili cauzele exacte care au stat la baza izbucnirii incendiului. Inspectorii vor verifica dacă au fost încălcate reglementările legale, vor stabili cine poartă răspunderea pentru producerea accidentului, măsurile care se impun în vederea prevederii altor situații similare și, de asemenea, au sarcina de a determina caracterul accidentului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securității și sănătății în muncă, se arată într-un comunicat al ITM. Între timp, procurorii parchetului Curții de Apel Constanța continuă cercetările pentru acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, dar și pentru neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Reprezentanții societății au ținut în mod expres să infirme unele speculații potrivit cărora totul a pornit de la o explozie. Conform primelor cercetări ale specialiștilor, incendiul de pe platforma Petromidia înregistrat în data de 22 august 2016 nu a fost precedat de o explozie. În acord cu procedurile interne ale companiei, în astfel de situații s-a identificat locul producerii accidentului și s-a constatat că instalația funcționa normal și că s-a intervenit în conformitate cu instrucțiunea de lucru pentru activitatea de execuție și montaj șarniere cu injecție rășină. Se arată în comunicatul trimis de reprezentanții companiei. Precizat că un tânăr a decedat din cauza arsurilor, iar alte trei persoane sunt internate în stare gravă la spital în urma incendiului de pe 22 august. Tot în urma acestui incident, Ministerul Muncii a început verificările la toate rafinăriile din țară.